Domn polițist, ce se întâmplă? Da, și bine, să vedeți ce se întâmplă. Dar vă întreb, sunteți să reprezentant statului. Aici cum ar vă drumul. Dar ei unii s-au pornit. Lăsați, doamnă, două secunde. Dar unii s-au pornit. Discuțiile domnilor s-au pornit spre municipiul Chișinău. A protestat. Astăzi a fost emisă o dispoziție a viceprimarului de municipiul Chișinău, prin care a stipulat că este interzis pe unele sectoare a municipiului Chișinău deplasarea a unităților de transport pentru a participa careva acțiuni de protest. Din motiv că sunt delegații municipiului Chișinău. Din aceste considerente, noi ca organ de poliție suntem obligați să asigurăm bună desfășurare a securității și circulației rutiere și a ornitului. Și acum, dumneavoastră, i-ați oprit pe toți ăștia participanții că nu se dă voie la Chișinău. Și indiferent de asta, nu o să treacă. Nu, și nu o să treacă. Și nu o să treacă. Eu vă informez cât este dispoziția dată, cât este în albie legii, unitățile de transport nu se deplasează. Nu se deplasează. Dar este, dacă persoanele fizice care doresc să participă la protest, poate să deplaseze de sine stătător. Dar fără autocare, da? Fără autocare. Din motiv că periclitează circulația rutieră în municipiul Chișinău, și asta e doar acum nu se dă voie, doar azi sau nu? Este o perioadă. Cât? Atenție, este o perioadă concretă. Până pe 2 martie, da? Este o perioadă prin care este sistat. Și după asta, dacă o să vrea să vină, pot să vină, da? Sigur. Numai! Azi nu se dă voie. Da, poliția-i cu